Înainte de vacanțe la școala gimnazială Rădești, structura Liceului Tehnologic I.C. Petrescu Stâlpeni, a avut loc ediția 7-a a concursului județean Tradiții și obiceiuri ale românilor, concurs aprobat de Inspectoratul Județean Argeș. Coordonatorii proiectului, profesorii Roxana Tudose, Laura Voican și Luciana Filipescu, au avut ca scop păstrarea și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă de către tânăra generație. Proiectul a reunit școlari și elevi de la grădinițe și școli din județ, coordonați de către cadrele didactice și însoțiți de către părinți, atât din mediul rural cât și din mediul urban, care au încântat și bucurat audiența prin momentele speciale prezentate. Fiecare moment a fost unic, arătând încă o dată că datinile sunt păstrate și respectate cu sfințenie, ele reprezentând izvorul bogăției noastre spirituale.